Băsescu este la ramp cu un avertisment: România nu va trebui să repete greala din al doilea război mondial. Fostul președinte român Traian Băsescu a spus într-un interviu acordat Europei Libere ce o eventuală unire are Moldova cu România ar trebui făcut fără includerea regiunii Transnistrene. Băsescu a spus că România nu va trebui să repete greala de a trece Nistrul, din al doilea război mondial. Premierul Dencil, lăsat balt de eminena ce nu e a PSD. Ce s-a observat la Comisia Națională pentru Trecerea la Moneda Euro? În același interviu, Băsescu a respins mai multe argumente împotriva unirii care au avut ecouri în presă în ultima vreme, inclusiv că România nu ar avea capacitatea și voina de a îngloba noi minorități etnice, cum ar fi gagauzi sau rui. România are experiența gestuirii unei minorități de 2 milioane de maghiari, a spus Băsescu.